Agoniseala de o viață a unei familii din Bistrița Năsăud a fost distrusă ieri de un puternic incendiu, totul din cauza unui coș de fum ce nu a fost izolat corespunzător. Din nefericire, casa nu a fost asigurată, iar din locuință nu a mai rămas mare lucru. Proprietarea casei, o femeie în vârstă, a făcut foc de dimineață în sobă aflată într-o bucătărie de vară construită la doar jumătate de metru de locuință. Din cauza coșului de fum prost izolat, câteva scândei au ajuns pe lucrurile depozitate în podul casei. În doar câteva minute, întreg acoperișul a fost cuprins de flăcări. Dar ce s-a întâmplat, bunică? Nu știu nimic. De la ce ore? Eu nu știu, dimineața am făcut un pic de foc, dar nu m-au dat să fac. Degeaba au încercat vecinii cu găleți de apă să stingă flăcările, nu au putut ține piept incendiului. Ce să văd? A ieșit foc de acolo din spate. A ieșit foc. Am alarmat toți cu Gălescu și am avut în notare până și au sus pompieri. În ajutorul lor au sărit imediat pompierii, care cu două auto speciale au stins în cele din urmă incendiuri, dar din locuința bătrânei nu a rămas mare lucru. N-au fost probleme în stingerea incendiului, totul a decurs normal, dar cauza probabilă din discuțiile cu proprietarii s-a părea că de la o sobă fără acumulare de căldură. Când a văzut că agoniseala de-o viață îi se face scrum, bătrânic a suferit un atac de panică și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Casa nu era asigurată, iar de bani suficienți pentru refacerea locuinței nici nu se pune problema. Totuși, vecinii o vor ajuta pe femeie să-și repare casa, atât cât să aibă un acoperiș deasupra capului.